Bine ați venit pe Plăiuri de Poveste, în Borca, localitate cunoscută pentru oamenii inimoși și pentru casele lor primitoare. Ca să vă convingem, am ales să vă poftim în casa tradițională din Borca. O vom descoperi atât în manieră tradițională, cât și într-o manieră virtuală. Pentru vizita virtuală trebuie să descărcați în telefonul dumneavoastră aplicația Artvive. Aplicația Artvive este disponibilă gratuit în secțiunea Google Play, magazinul Google sau App Store. Deschideți aplicația în telefon, care va arăta similar cu ecranul telefonului atunci când accesați camera video a telefonului. Suprapuneți telefonul pe posterul tipărit. Bucurați-vă de efectul vizual! Stăpânirea adevărată a unei case țărănești nu se află doar ceea ce vedem în jurul ei, căci dacă o casă de țăran, oricât ar fi ea de mică, e o lume în stăpânirea lui. Apoi aici trebuie să domnească ordinea și buna cuvință în toate lucrurile, așa cum și în toată firea ordinea domnească. Odată ce îndepărtați telefonul, videoclipul se va opri, iar când suprapuneți telefonul pe posterul tipărit, acesta va porni din nou. Ește. Vor asculta de stăpânul casei toate câte se află în cuprinsul ei și al curții, de la vatră până la zare, totul. Încât de când se netezea bătătura, ființele, plantele și neființele au primit fiecare însărcinări precise în construcția casei. Dacă v-am convins, Alex și Lavinia vă însoțesc în turul ghidat cu căruța pentru a descoperi oamenii și poveștile fascinante ale caselor cu arhitectura tradițională țărănească specifică secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Vă așteptăm!